M-aș întoarce puțin acum mai aproape de mal, să zic așa. Să vorbim puțin despre portul Constanța. Este până la urmă cel mai mare port al țării la Marea Neagră. Bun, toată lumea știe, portul Constanța se zbate oarecum în mediocritate, cu toate că potențialul, toți ne-l imaginăm, este unul extrem de mare. Ce ar trebui să se întâmple ca lucrurile să nu mai stea așa, ca portul Constanța să ajungă ceea ce ar trebui să fie și, încă o întrebare înglobată în aceasta, dacă primăria ar trebui să se implice în administrarea portului Constanța? Da. Acum, lucrurile s-au deteriorat puțin începând din 2009, când a fost dată o ordonanță celebră, ordonanța 109, prin care portul a fost pus pe lista companiilor, de fapt nu portul, administrația portului a fost pusă pe lista companiilor subordonate Ministerului Transporturilor, căreia i s-a aplicat guvernarea corporatistă. Din momentul acela a fost clar că prin contractul de mandat care îi se dă administratorului, principalul obiectiv este să facă profit. În momentul în care orice port este tratat ca o societate comercială și se stabilește ca obiectiv să facă profit, distorsionăm puțin menirea unui port, pentru că ei ce vor face? Vor ridica chiriile la toți operatorii portuari, la toți cei care în port îți desfășoară business. Pentru că veniturile în port, în marea lor majoritate, sunt din chirii pe care le acordă operatorilor portuari. Da? Dacă chiriile astea sunt ridicate, automat că și operatorii portuari vor trebui să ridice prețurile și prețurile astea se vor revedea în navru. Adică vom vedea că portul Constanța, ceea ce se întâmplă, a devenit un port scump. Și dacă faceți o analiză și sunt hărți, le găsiți pe internet, o să vedeți că ușor, ușor, începând din anul 2009, traficul de mărfuri în Marea Neagră, transportul naval, a început să ocolească portul Constanța, ducându-se mai mult în zona Ucraina, Odessa și Bulgaria. Ocolește portul Constanța, că portul Constanța a devenit un port scump. Niciodată și nimeni nu ar trebui să trateze portul ca fiind o societate comercială și să îi se ceară ca principal standard de calitate să aducă profit. Nu. Portul trebuie sau principalul indicator de calitate al unui port este volumul de mărfuri traficate. Deci ceea ce se întâmplă, ce trebuie să se întâmple, este o chestiune legislativă despre care am vorbit. Am avut interpelări la Ministrul Transportului, la mai mulți ministri ai transportului, că au fost mulți în timpul mandatul ăsta și care le-am spus, băi, oameni buni, faceți de așa manieră încât scoateți portul Constanța să nu mai fie pe lista companiilor cărora trebuie să li se aplice un management privat, un management din acesta corporatist. Nu e cazul. De altfel, știți ce este bizar? Că la momentul acela portul Constanța nici nu producea pierdere. Ordonanța 109 a fost dată pentru că vream un acord cu FMI-ul în 2009, era situația aceea după criza financiară, 2008-2009, era o situație dramatică și am avut nevoie de un acord cu FMI-ul, iar FMI-ul ne-a impus, a zis, ok, în regulă, vă dăm banii, dar trebuie să faceți de așa manieră încât societățile în care statul este acționar majoritar sau integral de stat să nu mai producă pierdere. Și a fost introdusă paradoxal și de neînțeles și administrația portului maritime pe lista aia, deși, repet încă o dată, ea nu producea pierdere. Ăsta e lucru care trebuie să se întâmple. Acum, dacă primăria are vreo legătură, vă spun că nu are. În mod legal, a existat până acum câțiva ani de zile, în structura acționariatului portului, primăria avea 20% în acțiuni, 60% avea statul român cu Ministerul Transporturilor, primăria 20% și fondul proprietar. Domnul
avocat al poporului de la acel moment, domnul Ciorbea, s-a adresat Curții Constituționale, invocând sau cerând pe Curții Constituționale să stabilească dacă este constituțional ca administrația Constanței, adică Consiliul Local Constanța, Primăria Constanța, să fie acționar în port. Și decizia a fost a Curții Constituționale, nu. Și atunci s-a refăcut acționariatul și în momentul de față statul român prin Ministerul Transporturilor are 80% și 20% în acționariat este fondul proprietar. Ce poate face Primăria Constanța? Primăria Constanța are influență în tot ceea ce înseamnă construcții. Fiind pe raza unității administrativ-teritoriale a Constanței, atunci când operatorii portuari doresc să facă planuri de urbanism zonale sau să ia autorizații de construcție, sigur că se adresează primăriei care, prin serviciul de urbanism, emite toate actele necesare. Urbanism, PUZ, autorizații de construcție, sigur, contracost. M-aș întoarce acum puțin și la turism. Până la urmă, Constanța, dincolo de polul economic care ar trebui să fie, polul de business care ar trebui să fie în acea zonă a țară, reprezintă până la urmă o zonă turistică tradițională, da? Încă de pe timpul comunismului, poate chiar și înainte, da. A fost o zonă până la urmă cea mai importantă a litoralului românesc. Cum da. Facem să revitalizăm puțin turismul? Pentru că, pe lângă faptul că este afectat acum mai nou de pandemia asta, nimeni nu s-a aștepta evident la așa ceva. Turismul în Constanța nu era nici înainte de pandemie la nivelul la care ar fi trebuit să fie. Da. Asta este părerea mea, pentru că accentul s-a pus înainte foarte mult doar pe turismul de weekend, turismul celor care vor să meargă în cluburi, mai puțin acel turism care se practică, de exemplu, în Grecia. Mers cu familie, cu prieteni, stat o săptămână, două, trei, patru săptămâni. Majoritatea mergeau doar pe weekenduri, cheltuiau o sumă de bani în cluburile respective și cam atât. Și cam asta ar fi. Deci, practic, cum încercăm să revitalizăm turismul constanțean? Haideți să fim pragmatici. Ați spus foarte bine. Turismul, și faceți referire la Mamaia, a devenit un turist de weekend, în care vin cei care au doare de mână, se duc în cluburi de vineri noapte până luni dimineață, după care pleacă înapoi. Iau calea autostrăzii și merg spre București. Nimeni nu cred că în momentul de față vrea să vină în Mamaia, cum era, mă rog, înainte de 90 și puțin după 90, ca să petreacă un sejur de 10 zile, să spunem Mamaia. Lucrul ăsta nu se mai poate face, de altfel Mamaia s-a degradat total din punct de vedere urbanistic, s-au construit pe spații verzi. Mamaia nu mai este o stațiune, Mamaia a ajuns un cartier al Constanței. S-a dorit lucrul ăsta, așa a fost și prezentat în media de-a lungul timpului, ca o stațiune nu se petrece de seara până dimineața, muzica nu încetează, sunt care alegorice, se dansează samba, sunt palmieri pe străzi. Da? Deci lucrurile astea sunt. Eu, pornind de la turism, în Constanța, în oraș, că despre asta vorbim, eu cred că el se va revitaliza dacă, și ăsta e cuvântul pe care l-ați folosit și este corect, dacă va crește calitatea serviciilor oferite. Și dacă această calitate va corespunde prețurilor. Pentru că există percepția că prețurile sunt foarte mari și nu corespund calității. Raportul calitate-preț nu este tocmai oferit. Optim. Din punctul ăsta de vedere, primăria, evident că este în complementaritate cu operatorii din turism. Și primăria trebuie să-și facă ordine în propria casă. Adică să aibă un oraș curat, să aibă un oraș în care nu sunt traficul este normal, nu este congestionat, nu avem ambuteiaje, transportul în comun este civilizat. Dar aș insista pe un tip de turism specific Constanței pe care chiar trebuie să-l revitalizăm. Și când vom face lucrul ăsta, veți vedea că în Constanța o să acosteze din nou pasagere, deși în momentul ăsta pasagerele au o problemă.
transportul pe pasagere cam 90% din motive de criză sanitară, de pandemie a scăzut, dar mă refer la turismul ecumenic și cultural. În fond, vă spuneam la începutul interviului că orașul Constanța, Dobrogea în general, Constanța în special, a fost un model de comuniune interconfesională. În Constanța noi am trăit români cu 19 din 21 de naționalități, câte sunt în România, într-o uniune ce ar trebui să-i facă pe mulți invidioși, ne-am respectat între noi, istoria orașului ăsta și istoria confesională este atât de frumoasă și trebuie adusă la suprafață și oferită cetățenilor care ne vizitează. Deci vorbesc de turism cultural și ecumenic. Și dacă vom revitaliza centrul Constanței, în sensul în care vom repara toate fațadele, vom face de așa manieră încât să nu mai fie aglomerat de mașini și să prioritizăm deplasarea pietonilor, mersul pe jos și cu bicicletă, dacă vom organiza centrul ca un mall, dacă vom pune în valoare octogonul confesional, că trebuie să știți că în zona veche a Constanței, în zona peninsulară, pe care probabil o știți unde ați fost, sunt 8 biserici, octogonul confesional, care reprezintă multiculturalitatea noastră. Geamie, biserică catolică, catedrală ortodoxă, biserică greacă, bulgară și așa mai departe, armenească, da? E, dacă vom reuși ca aceste biserici, unele aflate din păcate în stare de paragină, să le restaurăm și să le punem în valoare, dacă de asemenea vom crea un program de agrement pe lacurile care sunt în Constanța, mă refer la agrement nautic, lacul Sudghiol și lacul Tăbăcărie. Deci dacă vom face toate aceste lucruri, eu cred că turismul cultural și ecumenic va fi revitalizat în Constanța și vom avea din ce în ce mai mulți vizitatori. Repet, nu cred că ne mai putem gândi la un turism în Mamaia așa cum era odinioară. El va rămâne, din păcate, un turism de weekend, dar noi trebuie să ne punem în valoare istoria, cultura noastră, tot ceea ce este zona veche a Constanței. Și mai e ceva. Cred că, apropo de port, putem măcar partea veche a portului să o urbanizăm. Adică mă refer de la digul de larg, ceea ce noi constanțenii știm ca vraja mării și digul acela de larg, în interiorul portului până la Dana 23, sudul șantierului naval, cred că putem să-l urbanizăm, să-l redăm municipalității și va trebui să avem o discuție cu Ministrul Transporturilor pe tema asta, pentru că nicăieri în Europa asta civilizată pe unde am fost nu e posibil ca oamenii să nu aibă acces în port. Pe de o parte, pe de altă parte avem acolo lucruri pe care oamenii trebuie să le vadă. Gândiți-vă că avem silozurile construite la 1906-1910 de Angel Saligny. Dom'le, puțină lume vorbește de Angel Saligny, dar a fost cel mai mare inginer constructor român. Angel Saligny a fost inovator în tot ceea ce înseamnă construcțiile cu beton armat la vremea aceea. Angel Saligny a construit numai în Constanța, a construit în silozul de la Brăila, din Galați, are poduri construite în toată țara. Puțin vorbim de lucrurile astea care sunt o mândrie națională și trebuie să le punem în valoare, să le arătăm oamenilor. Deci avem ce arăta. Ce se întâmplă și cu cazinoul din Constanța? Știm toată lumea, el este în paragină de ani de zile, de altfel este un simbol al Constanței. Mi-amintesc că luam postcarduri vederi pe care le puteai cumpăra de la mare, pe ele majoritatea exista cazinoul din Constanța. Deci e emblema Constanței de multe altele. Știți că este un proces de restaurare. Asta știu. Problema ce se va întâmpla
după ce el va fi gata, nu discutăm în cât timp va fi gata sau nu, ce funcționalitate va avea, ce se va întâmpla. Nu știu, din câte am înțeles, va avea o funcționalitate culturală, dar dumneavoastră foarte bine ați punctat ce se va întâmpla, pentru că uitați-vă, sigur că e bine să restaurăm cazinou. Doamne ferește, e bine din toate punctele de vedere. Sigur că e bine să facem un stadion nou, farul, la standarde moderne. Sigur că e bine să facem o sală de sport polivalentă. Dom'le, dar dacă activele astea pe care să presupunem că la un moment dat le vom avea, dacă ele nu fac și bani, atunci vom ajunge ca pentru întreținerea lor să scoatem bani din bugetul local. Prin urmare, trebuie să fim atenți în momentul în care ne dorim ceva și vrem să construim ceva, de la bun început să ne punem problema și din punct de vedere comercial. Eu cred că dacă, știu, cazinou, 250-300 de zile pe an nu va fi închiriat, vom avea o problemă în a-l menține. Sigur că ne vom asuma, pentru că, repet, e bastionul nostru al Constanței, ne vom asuma că an de an va trebui să scoatem bani din buget pentru a-l întreține la standardele, nu-i așa, de calitate, ce trebuie să asigurate. Însă e foarte bine când avem astfel de proiecte pe care vrem să le dezvoltăm și vi le-am enumerat numai câteva din ele, de la bun început să ne punem și problema comercială. Pentru că altfel, așa cum v-am spus, va trebui să scoatem bănuți de la buget, să le întreținem și dacă scoatem bănuți de la buget să le întreținem, nu mai rămân buget, nu ne mai rămân bănuți pentru investiții. Cum reușiți să atrageți investitori până la urmă? Că asta este discuția. Ce nu se poate Domnul. face cu banii de la bugetul local? Bănuiesc că se poate face un partener public-privat sau pur și simplu atragerea investitorilor străini, investitorilor care nu sunt neapărat din Constanța. Investitorilor privați, să le spunem, pentru că Exact, și exact. capitalul românesc și capitalul străin este foarte bun și eu aș vrea să fie și capitalul românesc. Da. Urgența numărul zero a Constanței și a oricărui oraș o reprezintă un sector economic privat, evident, dinamic. Oricât bitul mai turna pe străzi, dacă nu ai un sector economic dinamic, orașul nu se poate dezvolta. Un sector economic dinamic asigură salarii bune, dezvoltă orașul. Dacă sunt investiții și salarii bune, atunci și bugetul primăriei este mai bun. Primăria la rândul la venitul, primăria la rândul ei având bani mai mulți, poate investi în dezvoltarea orașului și lucrurile merg bine, adică se rostogolesc în sensul pozitiv. E, așa cum suntem în momentul de față, lucrurile nu stau deloc bine. Și uitați-vă pe bugete, în afară de turismul de care vorbiți dumneavoastră, și care e și el sezonier și asigură locuri de muncă pe o perioadă limitată și la niște salarii mici. Și în afară de zona portuară, unde într-adevăr vreo 10.000 de constanțeni își desfășoară activitatea și primesc salarii bune, dar nu este meritul primăriei, vă rog să rețineți, portul este în administrarea Ministerului Transportului, prin administrația Portului Maritim Constanța. Deci, în afară de zona asta industrială, aproape că în Constanța nu mai merge nimic. Nu s-a dezvoltat nimic din ce înseamnă industrie creative, nu s-a întâmplat nimic din ce înseamnă lanțuri logistice, nimic din ce înseamnă producție manufacturieră, nici măcar pentru turism. Produsele care sunt necesare în turism, din păcate, nu se fabrică în Constanța. Da? Nimic din ce înseamnă zona IT, care, uitați-vă, capătă amploare în toată lumea asta. Și atunci revin, urgența numărul zero e dezvoltarea economică. Pentru asta trebuie să creezi un mediu atractiv pentru investitori. Și acum, primul lucru pe care trebuie să-l realizăm înseamnă investiții publice, despre care am mai vorbit. Repet obsesiv, nimeni nu va veni să investească în orașul tău dacă tu, ca primărie, nu investești. Investiția în infrastructură de transport sau despre care am mai vorbit, de rețele de utilități, este absolut necesară.
În același timp, trebuie să creezi, în limitele pe care ți le dă legea, un cadru fiscal stimulativ. Da? Adică să le acorzi, în funcție de valoarea investițiilor, niște facilități fiscale. Trebuie neapărat în Constanța, și am și identificat zona, să avem un parc industrial, dacă se poate și științific și tehnologic, făcut partea de știință și tehnologie făcută în colaborare cu universitatea. Trebuie neapărat să nu mai plimbăm pe investitori de la Ana la Caiafa, să le cerem tot soiul de acte și să avem un birou unic în care ei să-și depună actele, iar primăria să alerge la instituțiile statului pentru a obține avize. Trebuie ca noi, ca administrație, să accesăm fonduri europene. Constanța este la un minim istoric în ceea ce privește fondurile europene accesate pe cap de locuitor. 90 de euro în 12 ani de zile, din 2007 până în 2018. Nu se poate, suntem pe locul 39 din 41 de municipii, reședințe de județe, incluzând aici Bucureștiul. Este și toate orașele care au avut o planificare și o dezvoltare urbană în Republica România, spectaculoasă, au utilizat fondurile europene. Uitați-vă ce se întâmplă la Oradea, în Alba Iulia, în Cluj, în Iași. Că poate cineva spune, domnule, vă uitați numai la partea de vest a României, care nu e așa, e mai aproape de Occident și de-aia s-a dezvoltat. Nu, uite. Mă uit, de exemplu, la Iași, care e în partea de est și care este un model de dezvoltare urbană și de organizare. Toate lucrurile astea, și dacă accesezi proiecte europene și le derulezi, îți profesionalizezi administrația, lucrătorii din primărie vor ști ce înseamnă, vor fi și mai puțin permeabili la corupție, pentru că banii privați, ei ce vor? Ei vor să se mulțească. Lor nu le place corupția, nu le place nesiguranța, va trebui, poate o să credeți că nu are o legătură una cu alta, ba da, siguranța cetățeanului și siguranța, deci poliția locală, sistemele de supraveghere, va trebui să avem un oraș sigur. Investitorii privați ocolesc orașele care nu sunt sigure. Da? Deci, iată, e un complex de măsuri pe care vi l-am expus. Noi trebuie să ne facem temele, să ne organizăm propria casă și cu siguranță, investițiile private vor veni, banii privați vor veni, fie că sunt români, capital românesc sau capital străin. Eu vă mulțumesc foarte mult și cu siguranță o să ne mai auzim cu alte teme interesante, pentru că, până la urmă, Constanța este un oraș important al acestei țări și toți credem că merită să se îndrepte o direcție mult mai bună decât cea în care se îndreptă. Mulțumesc și eu pentru interviu.